Runda a șasea din Liga a patra de fotbal Hunedoara a fost una a echipelor vizitatoare. Doar cea de-a treia clasată, Retezatul Hațeg, reușind să câștige acasă cu 6-0 în fața Lanternei Roșii, Minerul Uricani. Liderul CSM Vulcan a câștigat cu 1-0 la Dacia Orăștie, care, după acest eșec, a coborât pe 7. Același scor înregistrându-se și în jocul în care a doua clasată, Victoria Călan, s-a impus în derbiul rundei la Gloria Giurgiu, formație care a ajuns astfel a 5-a în ierarhie. Locul al patrulea, ultimul care duce în play-off-ul pentru barajul de promovare în eșalonul superior, este ocupat în continuare de Inter Petrila, care s-a impus cu 6-0 în deplasarea de la penultima clasată, CSM 2 Deva, iar Șoimul Băița, care este pe 6, a câștigat cu 3-2 la CS 2 Hunedoara, echipa aflată pe poziția 8-a. În etapa a 7-a, care se va disputa duminică, 17 octombrie, de la ora 13, cele mai interesante jocuri sunt Șoimul Băița, CSM Vulcan și Retezatul Hațeg, Dacia Orăștie. Inter Petrila și Victoria Călan pornesc ca favorite în disputele de acasă cu CS2 Hunedoara și respectiv CSM2 Deva. Iar în jocul Minerul Uricani, Gloria Giurgiu, echipa vizitatoare este cotată cu prima șansă. În contextul în care incidența cu COVID-19 este în creștere, reprezentanții Asociației Județene de Fotbal Hunedoara speră să nu fie jucători sau oficiali infectați și îndeamnă pe iubitorii sportului cu balonul rotund să se vaccineze. Sperăm să putem continua desfășurarea competițiilor, având în vedere numărul de cazuri care este în creștere de infectare cu COVID-19 și în același timp i-aș îndemna pe toți iubitorii fotbalului, microbiștii, sportivii să se vaccineze, că probabil este singurul mijloc prin care putem să ne desfășurăm competițiile continuare. În județul Hunedoara continuă și Liga a 5-a, unde, după etapa a 4-a, s-a schimbat liderul, acesta fiind Ponorul Vața, care a câștigat cu 4-2, jocul de acasă cu Măgura Pui, ultima câștigătoare a campionatului, care acum este pe locul al 4-lea. Pe 2 a coborât Zarandul Criscior, după un 2-2 din deplasarea de la a 5-a clasată, Montana Țara Hațegului, podiumul fiind completat de Unirea General Bertlo, care a trecut pe teren propriu cu 6-2 de echipa de pe ultimul loc, Real Sant Andrei. Runda a 5-a se va juca sâmbătă, 16 octombrie, uvertura etapei fiind partida Zarandul Criscior, Unirea General Bertlo, care va începe la ora 12. Celelalte meciuri ale etapei, respectiv Măgura Pui, Montana, Țara Hațegului și Real Sant Andrei, Ponorul Vața, au ca oră de începere 15:30.